Comisia de Pictură Bisericească a Patriarhiei Române organizează zilele acestea o nouă sesiune a examenului anual de autorizare a pictorilor bisericești. Candidații au susținut mai întâi o probă practică eliminatorie în care au avut de realizat o pictură pe perete, iar astăzi s-a desfășurat proba teoretică. La sediul Comisiei de Pictură Bisericească a Patriarhiei Române a avut loc astăzi proba teoretică din cadrul examenului anual de autorizare a pictorilor bisericești. Pe lângă cunoștințele teoretice, candidații au mai avut de pregătit un program iconografic, dar și două icoane. Comisia de Pictură Bisericească organizează anual examenul de autorizare a pictorilor bisericești, examen prin care pictorii obțin dreptul de lucru în lăcașurile de cult din cuprinsul Patriarhiei Române. Acest examen încununează efortul depus pe întreg parcursul activităților de pregătire și de formare profesională, activitate ce se desfășoară sub supravegherea Comisiei de Pictură Bisericească, de la finalizarea studiilor universitare a acestora și până la deprinderea meșteșugului artei de înfrumusețare a Sfintelor Biserici. Examenul cuprinde două probe, o probă practică eliminatorie ce evaluează capacitatea candidaților de a valorifica maestria dobândită în zugrăvirea Sfinților și o probă teoretică ce vizează aspectele științifice fundamentale care stau la baza artelor bisericești. Agenda examenului de autorizare cuprinde și o serie de cursuri intensive de specialitate care, prin formatul acestora și bibliografia aferentă, își propun, pe de o parte, să îmbogățească bagajul de cunoștințe acumulat de aceștia în sânul bisericii, iar pe de altă parte să îi sprijine în asumarea unui rol formator pentru generațiile viitoare. În perioada 18-22 septembrie, candidații au participat la diverse cursuri de specialitate susținute de profesori de teologie, istorici de artă, pictori și restauratori. Spuneți-mi, vă rog, ce au avut de pregătit candidații pentru această probă? Pentru această probă au avut de pregătit tematica unor cursuri de specialitate care s-au ținut în cursul săptămânii trecute, alături de cele de discipline teologice, și anume elemente de program iconografic, elemente de studiu tehnicilor, istoria artei românești și, de asemenea, istoria artei bizantine și un curs de teologie icoane, în care am încercat să aprofundez atât elemente care privesc sensul icoanei, ce este icoana, care este relația ei cu prototipul, care este dimensiunea dogmatică, în speță cristologică, a icoanei, care este funcția primordială a icoanei, adică cea liturgică, da? Prezența icoanei în cultul bisericii. Și de asemenea, în cursul de artă bizantină am căutat să aprofundez pe un fundal istoric al epocilor principale bizantine, care a fost, să spunem, care au fost principalele monumente, principalele ansambluri murale, în mozaic, în frescă și, dincolo de o perspectivă istorică, de o trece în revistă din punct de vedere istoric pe regiuni, pe epoci, pe școli de pictură, am încercat să evidențiez dimensiunea teologică a acestei arte bizantine, subliniind faptul că nu vorbim de o simplă pictură, de o simplă operă de artă, ci vorbim de o teologie în forme și culori, așa cum avem o teologie în cuvânt scris sau rostit, predicat, așa avem o teologie în forme și culori prin intermediul picturii bisericești și, bineînțeles, al arhitecturii, din cadrul căreia face parte programul iconografic. Pe lângă temele expuse de-a lungul ultimelor săptămâni la cursuri, am avut de pregătit și o parte practică prin realizarea unui program iconografic și a două icoane, un bust și un praznic, acel al Înălțării Domnului. Conform regulamentului, candidații respinși de 3 ori pierd dreptul de a se mai înscrie și participa la examenul pentru obținerea autorizării.